La congres va merge la Gorj o delegație de 25 de persoane. PNL Gorj a anunțat că îl va susține pe Crin Antonescu, deoarece este singurul care a prezentat un program. Membrii delegației am convingerea că vor vota în marea lor majoritate cu Crin Antonescu. Asta înseamnă că din 25 de delegați care au fost aprobați de biroul politic județean Gorj, cel puțin 22 vor vota în mod categoric cu programul politic, cu strategia Partidului Național Liberal, cu moțiunea prezentată de către Crin Antonescu. Noriga se așteaptă ca 3 dintre membrii delegației să trădeze și să nu voteze cu Crin Antonescu. Printre aceștia se numără și Radu Anghiloiu, care a declarat zilele trecute că nu s-a hotărât cu cine va vota. Mă aștept ca, de fapt, să voteze în continuare împotriva domnul Radu Anghiloiu și probabil mai sunt, că eu nu pot să-i verific cu rupa și nu sunt un om care să fac pe polițistul să-mi prezinte votul fiecare din delegat. Deputatului de șanse foarte mari de câștig lui Crin Antonescu de 70-80%, contracandidații acestuia sunt Ludovic Orban și Viorel Cataramă.